Bă, băieți, astăzi avem un nou haul de 20 de kg de băieți la Hego, băi, știți deja. Un haul filmat ceva mai vechi, însă s-a terminat seria haulurilor filmate de pe telefon. Deja avem altă calitate, altă cursivitate în cuvinte și overall un content mai bun. Așa că, ca de fiecare dată, sign up pe linkul din bio pentru cel mai ieftin transport plus codul România pentru încă $15 la următoarea comandă. De asemenea, repgalaxy.com pentru cele mai mișto finduri. Și de asemenea, nu uitați de giveaway de 500 de euro care va fi extras mâine, așa că scrieți vă cât încă mai aveți timp. Fără să lungi prea mult, like, comment, tras pe Discord orice întrebare aveți și hai să dăm cu haulul. Bă, băieți, începem cu prima chestie din haulul de 7 kg. Avem cutia asta de la Nike, ceva obișnuit de la CN Factory și putea lipici rău de tot cu ele, nu pot sta lângă ea. Și la interior avem Jordan ăștia 1, hai albaștri, nu știu exact modelul cum se numește, dar au fost vreo 45 de dolari și vreau să vă zic că calitatea este una destul de bună, numai că miros a lipici grav rău de tot. Dacă am așa arată Adidas-ul, deci este ce trebuie. Primul close-up, bă, băieți, avem perechea asta de Jordan 1 la CN Factory, ceva de genul arată. Sunt super mega calitativ, dar am zis miros a lipici, însă așa ca legice, toe box-ul sare, deci nicio fel de problemă. Din nou, talpa este impecabilă, deci să le dau o notă 9 din 10 numai pentru simplu fapt că put rău de tot. Următorul produs, avem o cutie de asta Dirk Shadow, cel mai bun badge pe Rick Owens, cam așa arată și sunt vreo 60 de dolari perechea. Ceva de genul se prezintă, revenim cu close-up la fiecare pereche în parte. Are Dirk Shadow și nu Rick Owens sau Rick Owens, ceva de genul pe talpă, deci din punctul ăsta de vedere este super mișto. Deci cam ăștia sunt, revenim cu ei mai detaliați. La prima vedere așa vreau să vă zic că sunt absolut flawless și materialele și tot și până la urmă și toe box-ul ăsta nu este triunghiular, așa este rounded, deci clar merită și să le dau notă și la ăștia, clar un 10 din 10. Următorul close-up, bă, băieți, avem ricurile, care ricurile puteți observa aici scrisul Dark Shadow, care este ceva esențial la un badge bun. Din nou, aici nu scrie YKK cum am văzut pe alte badge-uri. Crisul ăsta de pe fermoar de aici este impecabil și n-aveți ce să reproșați, 10 din 10 clar cu mâna pe inimă, vă zic. Și mai avem și papucii ăștia de la Lăutar, Rick Owens, Ramones, ceva de genul arată, mica de obiectat, băieții de la RK Studio, are un point pe tot ce înseamnă Rick Owens. Următoarea cutie din hall, bă, băieți, avem niște LV-uri din astea, Skate 2.0, care vin în niște săculeți de ăștia și o să revenim din nou cu ei detaliați. Haideți să scoatem și săculețul și la interior, cam asta e perechea, vreau să vă zic că e vreo 90 de dolari, ceva de genul de la ZZ Topics, cei mai buni pe designer, deci build, quality-ul și totul este destul de mișto. Din nou revenim și cu un close-up ca să faceți o idee și mai bună pentru cei interesați, dar la prima vedere să le dau o notă 10 din 10. Și avem și close-up-ul la perechea de Louis Vuitton, care vreau să vă zic că este super mișto, super calitativă, ceva absolut și din comun comparativ cu aia Skate pe care o să ați văzut un alt haul, ceva de genul arată, avem și tagul pe interior, revenim și cu Tryon-urile, v-am promis, ceva de genul arată. Următorul Tryon, avem LV-urile astea Skate, ceva de genul arată, nimic de obiectat din ăștia, sunt super calitativ. Avem ochelarii ăștia Cartier pe care ați mai văzut un beige de 12 dolari, ceva de genul pe canal și cam așa se prezintă, vin în niște cutie din asta lor Cartier. Vreau să vă zic că este în super calitativ și așa. Ca și culoare, i-am luat pe transparent data aceasta, cam așa se prezintă. Sunt super mișto, revenim și la un close-up la ei. Continuăm cu ochelarii Cartier, care puteți vedea aici efectiv detaliile și la fel și la scrisul Cartier este impecabil. Pe colorul ăsta, care nu e color, e efectiv transparent, dar e super mișto la 12 dolari, 10 din 10, detaliile și tot mă surprinde fiecare dată la acest badge. Bă, băieți, continuăm haulul, avem niște ochelari din aceștia Givenchy, chică. Cred că m-au mințit că n-au venit cu niciun branding, cu absolut nimica. Însă cam așa arată ochelarii și la prima impresie pentru 4 dolari, 5 dolari cât am dat pe ei, clar să le dau o notă pentru build quality ăsta comparativ cu alți ochelari pe care am avut în mână, să le dau o notă 9 din 10, 10 din 10. Seapa asta de ochelari Givenchy, ceva de genul arată, v-am zis, fără niciun fel de branding, dar nu interesează, i-am luat de un club, de o șustă, de un festival, un Beach Please, pentru preț să-i dau o notă, v-am zis, mi-o mențin 10 din 10. Și în interiorul vechiul bagului avem două chestii. Hanoracul ăsta pufos, Ralph, cum l-ați mai văzut pe ăla de pe haulul de 9 kg, nu știu dacă l-am postat sau cum o să le postez, însă este pe alt colorului, pe colorul albastru, ceva de genul arată, este super mișto, super calitativ, tagul de pe interior din nou flawless, cum ar trebui să fie. Deci la prima impresie pentru 22 de dolari se dau o notă clar 10 din 10. Și bă, băieți, ultima chestie în acel vacuum bag este acest halat care este super greu versat, este foarte calitativ, am dat vreo 75 de dolari pe el. Hai să dau dracu cutia asta mai încolo să mă apropii și eu de cameră cum trebuie. Ceva de genul arată, puteți observa că detaliile sunt absolut demențiale. Tagul de pe interior absolut flawless și mai avem și chestia asta Versace, cum ar trebui să fie și cu logo aici, deci detaliile sunt super bune, dar ne așteptăm la 75 de dolari care e o avere plus transportul, nu mai zic. Și la mizeria asta de halat, bă, băieți, mai avem și un șnur de ăsta să-l punem să nu ne cadă de pe noi, să nu stăm doream popa 4x3. Și o de genul arată și cu branding-ul pe toate părțile. Vreau să vă zic că este super mega calitativ, dar nu știu dacă merită neapărat prețul ăsta, dar acum comparativ cu un halat retail, clar 10 din 10 este absolut asemănător, dar v-am zis, dați 500 de lei pe un halat fake, nu știu dacă merită neapărat. Bă, băieți, halatul rege, doar
Florian Popa Style, ceva de generat, absolut nimic de obiectat, super calitativ. Ultim. Bă, băieți, următoarea chestie din hall, avem o plasă de asta lui Vuitton și la interior avem mare ghiozdan lui Vuitton la vreo 40 de dolari pe care l-ați mai văzut deja, de la Husky, ceva de genul. Vine cu chestia asta de protecție pe exterior, dar o să venim cu un close-up mai repede, dar l-am mai avut și să-i dau notă pentru că l-am recomandat clar 10 din 10. Motorul close-up avem ghiozdanul ăsta leve care este super mișto, dar pute un pic, gen trebuie să-l lăsați un pic mult, un anotimp așa la balcon, glumesc, dar cam așa arată, cam așa se și deschide și la interior aveți un vechi, un bec de ăsta de protecție, am uitat să-l scot și avem aici logo-ul lui V, nu știu dacă se poate observa pe cameră. Overall quality este super mișto, singurul minus v-am zis, numai pute așa un pic, așa că să-i dau o notă 9 din 10 numai pentru experiența că pute. Prima chestie, un tricou Heron, cum bine l-ați mai văzut pe Blue Marine, data asta pe alb, ceva de genul arată și cu tagul ăsta lor, cu cuvântul ăsta în chineză, nu știu ce limbă e asta rusă. Cam așa arată și tagul ăsta din partea de jos a tricoului, care e super mișto și detaliile și stitching-ul de pe el. Plus tagurile astea Heron care chiar sunt impresionante și așa și overall să-i dau notă la tricoul ăsta, 10 din 10, vreo 12 dolari am dat pe el, deci chiar e super cheap și super mega calitativ. Tricoul Heron, bă băieți, ceva de genul arată, nimica foarte special pe spate, dar se simte bine pe piele și printul destul de mișto și calitativ. Următorul produs din haul, bă băieți, avem tricoul ăsta Stasi cu zarurile astea pe spate, negru, ceva de genul arată, tagul Stasi fără niciun fel de probleme și pe interior mai avem și chestia asta care are detalii destul de drăguț. Este bumbac, 13 dolari am dat pe el, să-i dau notă și la printul de pe spate, prima vedere, 10 din 10. Următorul produs din haul, bă băieți, am luat și eu un hanorac din ăsta că nu m-am putut abține, Burberry. Am luat pe varianta gri pentru că mi se pare Burberry ăsta printul pe culoarea asta iconic, mai ales pentru istoria firmei, dar mai avea și pe negru și pe roșu, ceva de genul. Cam ăsta e tagul și pe interior. Scrie și Burberry aici pe fermoar, deci e un detaliu destul de drăguț și la fel și pe partea asta la șiretul aici, din nou Burberry gravat, super mișto. Materialul de la glugă e așa ca o eșarfă, nu știu ce să zic, nu știu cum e pe retail, dar nu pare foarte premium. Pe interior foarte pufos și cam ăsta e logo-ul și de pe față și vreau să vă zic că este bumbac, este destul de calitativ și la vreo 24 de dolari când am dat pe el, îți dau o notă 10 din 10. Primul item din vacuum bag, avem o cârpă de asta Nike cu NBA pe spate, vreo 6 dolari am dat pe ea și materialul este fix cum vă așteptați de la de sală veche de sport, însă detaliile sunt destul de drăguțe, destul de mișto, să-i dau o notă 8 din 10 că nu e foarte quality. Pe de sub tricoul Stasi al meu, că la Luca Gica nu facem try-in, ceva de genul arată și ăsta e calitativ. Pe deasupra tragem și noi maieul ăsta NBA, ceva de genul arată, bă, nu supor materialul ăsta, jegul ăsta pe piele, dar așa peste un tricou pară destul de ok, adică nimic de obiectat. Următorul produs din haul, dublură la tricou ăsta Ralph care e urât ca dracu, bă, nu suport efectiv de la Husky, dar vreo 10 dolari am dat pe el și nu este al meu, însă este super mișto, super calitativ, dacă vă place, mie nu-mi place, dar strict quality și strict obiectiv să fiu, îi dau o notă 10 din 10. Următorul tricou, avem încă un tricou Stasi din ăsta, același beige, tot 12 dolari, l-am luat meci pentru mine și gagica mea, cam așa arată, avem tagul pe interior și iar detaliul ăsta, deci nimic a schimbat, pare destul de calitativ, sunt destul de mișto, nu pare transparent, deci îi dau o notă la prima vedere 10 din 10. Și ultimul produs din haul, avem pantaloni ăștia Essentials, care i-am și pe mine și vreau să vă zic că se mai scămoșează, se mai agață materialul, dar așa la prima vedere, dacă aveți foarte mare grijă de ei și îi spălați la program sau așa, cu tagul Essentials pe interior și avem și chestiile astea Essentials, care cred că ar trebui să fie reflective, nu sunt sigur, însă super mișto, super calitativ, așa, v-am zis, singura problemă este că se scămoșează și dacă se scămoșează 8 din 10, dar dacă vreau și să-i întrețineți cumva miraculos, 10 din 10, clar, nimica de obiectat. Nu mai zic că aveți și chestia asta Essentials care e reflective, trai în pantaloni și cu hanoracul ăsta care merge un pic size up la el, vreau să vă zic, dar e super calitativ așa, super mișto și cu gluga nimica de obiectat și pantaloni la fel. Mențiuni după haul, ricurile perfecte, n-am ce obiecta încă, Elvis skate-urile la fel bune, ochelarii Cartier știți deja, n-am ce reproșa, packaging-ul e efectiv o experiență să-i deschizi, ochelarii Givenchy în afară de faptul că nu scrie logo unic, că ieri sunt foarte mișto și calitativi, însă tind să cred că n-au protecție solară cum au aceia Cartier. Anoracul polo pufos on point, însă tind să menționez că e foarte călduros, adică iarna în Brașov nu poți să porți și anorac și geacă. Hatul Versace haz rău, dar foarte scump. Ghiozdanul Leve, în afară de faptul că pute, e chiar decent. Tricoul Heron super mișto și fitul și tot merge strutul size. De asemenea, tricoul Stasi un pic oversize, dar e șmecher și calitate și tot. Anoracul Burberry, dacă vreți un fit mai lărguț, este
foarte, foarte strâmt. Mergeți neapărat pe un size up. În rest e ok și el însă e foarte călduros, aveți în vedere și chestia asta. Mai e un NBA foarte ieftin, dar de asemenea și foarte prost. Mixed feelings cu el. Pantaloni Essentials super mișto și super calitativ. Aveți grijă la partea aia de scămoșare. Nu știu ce-i faceți, cum îi faceți, dar aveți grijă. Da, bă, băieți, cam asta a fost haul-ul. Sper că v-a plăcut. Dacă mi-vreți să de genul, lăsați ceva acolo, un like, un subscribe și un coment. Mă ajută foarte mult. De asemenea, orice întrebare aveți, vă aștept pe Discord sau în secțiunea de comentarii. De asemenea, pentru cel mai ieftin transport, semnați pe linkul din bio plus codul România pentru că $15 la următoarea comandă. Și de asemenea, repgalaxy.com, cel mai mișto site pentru finder pe care l-am conceput de la zero special pentru voi. Fără să ne lungim prea mult, cu giveaway, eu v-am zis, ne vedem mâine pe live la ora 20:30 să facem extragerea. Da, bă, băieți, cam asta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Vă pup și vă iubesc.